că după masa aceasta, după momentele de laudă, după momentele în care inimile noastre s-au închinat înaintea Domnului, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Nu știu dacă ați avut timp să dați mâna cu cei din prejurul dumneavoastră când ați venit, dar vă rog înainte de predică, să dați o mână cu cei din prejurul dumneavoastră și să-i binecuvântați în numele Domnului. Atunci când este har, se suspendă timp. Atunci când este har, uiți că a fost o zi poate grea pentru unii dumneavoastră, unii ați călătorit destul de departe ca să ajungeți aici. Și când Dumnezeu suplețește cuvântul Său cu har, este partea cea mai dificilă din slujbile pe care le avem. O cântare cât de lungă să fie ea trece, să duce. Un îndemn la rugăciune, îndemn la rugăciune și să duce. Dacă vine momentul predicii, avem nevoie de mult har predicatorul. Și Dumnezeu e foarte exclusiv în ceea ce privește cui dă har. Dă har celor smeriți. În primul rând mă smeresc înaintea Domnului și cer ca El să ne dăruiască ungele din partea Lui. Și apoi vă rog frumos și dumneavoastră smeriți. Pentru că există mulți oameni care cheamă predicatori, care se folosesc de Dumnezeu în anumite locuri și nu se mai roagă. Nu se mai postez. Și efectiv nu se smeresc. Și spun asta și că predică slab, predică bine. Și ca atare constată la un moment dat că nu merge nimic. Predicatorul vrea, dar nu îi se dă. Pentru că poporul respectiv nu trăiește în smerenie și nu privește la cel care predică ca la un om. Și e foarte important să știm că toți suntem oameni. Singurul slăvit și înălțat între noi este Iisus Hristos. Când El este onorat, toarnă peste cântare, peste vers de poezie, peste atmosferă, ceva ce numai El are. Harul lui Dumnezeu. Amin. Și când Harul Domnului ne însoțește, timpul trece și dintr-o dată parcă te trezești dintr-un vis zidit, cu bucurie în suflet, cu har, cu putere de a merge mai departe. Permiteți-mi să vă aduc sau cuvânt sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima parte. În mod special vă aduc salutări sfintele la bisericile din Dumbrăveni, Betel și Bethesda. Vă aduc salutări din Irlanda, de la patru biserici din Dublin, Bethesda, Muntele Sionului, Betania și Betel. Și apoi vă aduc salutări. În ultimele două seri am fost în biserica din Valencia. Harul Domnului să vă fie înmulțit tuturor. Amin. Amin. În seara aceasta stăm înaintea Domnului cu un cuvânt în mod special pentru tineri și pentru adolescenți. Dar și pentru ceilalți care sunt prezenți în locul acesta, ca ei să ia învățăturile respective și să le aplice la vremea potrivită pentru cei din casa lor și câteodată în cazul să le aplicăm și pentru nepoții noștri. În seara aceasta voi vorbi despre provocările tinereții din vremea de astăzi. Tinerii din ziua de astăzi au provocări mult mai mari decât le-am avut eu când am fost tânăr. Și provocări mult, mult mai mari decât părinții noștri sau bunicii noștri. Trăim într-o vreme a ispitelor, trăim într-o vreme în care păcatul este ridicat la rang de virtute, trăim într-o vreme, așa cum bine se vorbea, când este rușine să rămâi fecior sau fecioară, când este rușine, efectiv, în societatea de astăzi, să spui că n-ai prieten sau prietenă, când îți e rușine, parcă să spui că mai crezi în Domnul Iisus Hristos și că trăiești pocăința. Este o rușine. În mediile creștine pătrund gesturi de acestea și gânduri de acestea, tineri și tineri care și-au pierdut curăția și sanctitatea înaintea Domnului, pătrund cu asemenea mentalități și la un moment dat copiii noștri, adolescenții consideră că e normal ca într-o asemenea lume să ai prietenă și prietenă, să mergi până cine știe unde și la un moment dat să vii la Domnul că oricum e legată să te ierte. Da, prezentăm mesajul iertării, dar trebuie să vă vorbesc în seara aceasta niște lucruri foarte clare, frate. Foarte clare pe care trebuie să le cunoaștem. Amin. Te iartă Dumnezeu, dar nu ești ca și cum n-ai făcut niciodată nimic. Te iartă Dumnezeu, dar nu mai poți fi ce puteai fi. Te iartă Dumnezeu, există iertare. Vin oameni la pocăință și au băut 30 de ani. Să pocăiesc. Îi iartă Dumnezeu din bețiile lor.
Îi iartă Dumnezeu cât au stat prin șanțuri beți. Îi iartă Dumnezeu pentru ce au făcut. Dar când vin la pocăință, îi doare ficatul. Îi doare ficatul. Fumează oamenii. Vin la pocăință și iartă Dumnezeu cu cheltuie bani pe țigări. Îi iartă Dumnezeu pentru momentele când au fumat continuu și au sfidat legile lui Dumnezeu. Vine la pocăință, îl iartă Dumnezeu, îl curăță de păcate, de el dușește. De ce? Dumnezeu iartă păcatul, dar consecințele le tragi. Foarte mulți în zilele noastre de astăzi spun, Dom'le, nu contează ce faci. Dumnezeu face totul ca om. Iubiții mei, Dumnezeu îți iartă păcatul, dar consecințele rămân. Și mai ușor să previi o boală decât să o tratezi. De aceea să fac conferințe cu tine. În seara aceasta aș vrea să vă prezint aceste lucruri în mod foarte clar. Prima provocare pe care o au tineri este să asculte de autoritate. Trăim într-o vreme când informațiile circulă și avem acces la informații prin mijloacele de mass media pe care le avem la îndemână de informare și în mod special de informațiile care circulă pe internet. Nu trebuie să tastezi decât un cuvânt care te interesează și automat îți apar pagini în spaniolă, în engleză, în română, ce vrei tu, te interesezi de subiectul respectiv. Poți să cauți anumite lucruri. Psihologii vorbesc de poluare informatică. Când ești bombardat cu informații pe care nu le vei folosi niciodată, care nu-ți trebuie, dar efectiv stai acolo. Există în domeniul televiziunii un fenomen numit telehipnoză. Fenomenul acesta te face să stai, e creat în așa fel, că dacă ai o telecomandă în mână și te uiți la un ecran și vezi un post, la un moment dat ești curios ce este pe el altul, dar nu le ești telecomandă din mână. Pentru că telehipnoză te robește. Există o reclamă, dar ce vine după aceea? Toate sunt făcute să te atragă acolo, la informațiile pe care le dau. Foarte mulți credincioși spun, eu nu mă uit la filme, nu mă uit la meci, dar mă uit la Discovery, mă uit la istorie, mă uit la programe științifice. Da, te uiți, dar cât timp pierzi pe acolo? Sunt informații pe care nu le vei folosi niciodată. La ce ți ajută în viața de pocăință că știi că pinguinii trăiesc din Africa? La ce ți ajută să știi cum se îmbulțesc ei? La ce ți ajută să știi că elefanții sunt savana și au urechi foarte mari și au și trompă? La ce ți ajută? Bineînțeles, sunt informații foarte bune. Tinerii sunt, accesează aceste informații. Câteodată când discuți cu ei, sunt enciclopedii pe două picioare. Nu contează ce îi întrebi, ei știu. Și cunoștința produce ceva. Faptul că trăim într-o era a telefoanelor cu touch screen, faptul că la momentul actual avem tablete, vedeți copiii care se nasc, acum îi dai un telefon, parcă știe, are făcute ore întregi. Mulți dintre noi trebuie să facem ore să lucrăm pe calculator, să știm la ce folosim. Știu când mi-au dat niște americani, la un moment dat, primul meu laptop, a fost în urmă cu vreo aproximativ, destul de mult, vreo 20 ceva de ani, mi-au dat frații Mironi într-un laptop, un 286, așa se chema aia. Merge ca un tractor azi, așa. Dar nu știam pe ce s-a fost. Când a plecat, s-a blocat. Păi cine tot deodată ăștia că se blochează? Mi-am luat cărți. Am învățat cum se fac, la ce se apasă tasta aia, ce apare la aia, dacă vrei să lucrezi în Word, dacă vrei să lucrezi în PowerPoint, dacă vrei să... O trebuie să învăț. Duceți-vă la astăzi la copii și prezentați-le în laptop. În 23 mișcări, el intră pe internet, el îți arată să uite pe YouTube, el îți arată cum să blochezi, cum să deblochezi și îl întreb, eu am învățat atât, o trebuie să citesc niște cărți așa de groasă. Știu că atunci erau cărțile alea care spuneau Windows pentru toți, dar între toți și era pentru toți. Adică oricine poate pricepe din ce se întâmplă acolo. Citeam cărțile alea că erau la îndemâna noastră tuturor. Ei, copiii din ziua de astăzi își cunosc totul. Vine și aduce la tată un telefon cu tată scrie și spune, tată, uite, folosește-le astea. Și spune că parcă dă vrea să dea gaură cu tine, spune. Așa, stă copilul și spune, nu știi nimica ta. Știi ce produce cunoștința asta multă? Cunoștința spune că produce o stare așa de superioritate. Te uiți la părinții ăștia care au muncit și au palmele bătătorite, mulți dintre ei nu și-au luat concediu de mult ca să duci să vezi la o școală sau la o facultate. Dacă te uiți la ei, pentru că nu cunosc, s-au mai descoperit încă o planetă în sistemul solar și habar n-au de planeta aia, de parcă vine de ajut cu ceva, s-au descoperit încă o planetă. Te uiți la el cu superioritate numai că cunoști, numai că știi, numai că pricepi, numai că efectiv nu fer telefonul ăla cu touch screen. Îți dă un aer de superioritate. Te uiți la babacii ăștia, mai râs și colegii de școală sau prieteni de la biserică. Dom'le, nu-l iau, nu-l iau. Ei știu muncă, muncă. Din munca aia trăiești cu. Din munca aia o duci tu bine.
produce foarte multă încredere în sine. Și aș vrea să vă spun că una dintre cele mai mari provocări pe care le aveți este să fiți supus autorității pe care v-a rânduit-o Dumnezeu. Cel mai important lucru pe care vreau să-l știți este că destinul vostru se creionează, se dăltuiește tocmai în perioada asta. Cineva e atent care e relația voastră cu părinții voștri. Foarte mulți copii vin și recunosc și spun colegilor lor de școală, dacă tatăl tău ar fi tatăl meu, eu aș fi mai fericit. Și când îl aude pe colegul lui, spune, da, și eu nu sunt fericit cu tatăl meu, cu care tu ai fi fericit, dar dacă eu l-aș avea pe tatăl tău, cred că aș fi fericit. Iar dori să schimbi părinții. Nu uitați, stimații mei, adolescenți și tine. Dumnezeu va rândui niște părinți care vă iubesc, care vă cinstesc, care vă onorează. Și cineva se uită la modul cum voi ascultați de această autoritate. Câteodată Dumnezeu vă probează să vadă meritați ceva mai bun. Vă probează prin încăpățânarea lor. Le spuneam totdeauna la tineri când mă întâlnesc că o vreme în Imperiul Chinez a venit la putere o anumită dinastie foarte opresivă. Dinastia aceasta lua de la oameni pe nedrept, munceau oameni, o ia o vară întreagă și când venea iarna se duceau și luau tot. Și oamenii nu aveau cum să se opună, nu aveau nici arme, nu aveau nimic. Și la un moment dat au spus, dom'le, trebuie să ne opunem la oamenii ăștia. Erau și tălharcuți, cum putem rezista noi? Și atunci au trimis pe câte doi, unul sau doi tineri din localitățile lor, i-au trimis să se ducă, să se antreneze în arte, să poată să se apere și să lupte cu mâinile goale. Singurul loc în care puteau să vieți asta era templul Shaolin. Acolo erau niște călugări, îi găsiți în istorie, care învățau pe tineri ăștia să se apere cu mâinile goale. Când ajungeau în asemenea tânăr care dorea să învețe, mergea la un anumit maestru, înainte de a merge la specialistul cu sabia, cu sulița sau cu altceva, mergea la un anumit maestru și spunea tânărul, vreau să învăț, să fiu de ajutor localității mele, satului meu. Și maestrul îl întreba, ești gata de pregătire? Da, sunt gata. Ce trebuie să fac? Mâine dimineață îi mătuloiul și mătul dă pici prin curte. Era dezamăgit când la doua zi luam mătuloiul și mătura frunze. Ce găseai pe acolo? După ce termina seara, venea obosit. Maestre, am terminat de mătura. Ce fac mâine? Mătur frunze. Iar mătura, o lung de zile mătura frunze și ale care erau, și ale imaginare, și ale care erau o scală. Le-o mătura. Supărat, unui maestru m-a trimis localitatea mea să învăț să îi apăr. Și dumneavoastră mă pui la mătura frunze. Spune-mi, e corect așa? Vreau să învăț. Chiar vrei să înveți? Păi da. De mâine încep un antrenament. Bun, ce fac maestru? Te duci și mătura frunze. A doua zi s-a dus elevul ca de obicei, a început cu măturoiul ăla să măture, că acolo nu prea mai erau frunze, dar mătura. A ieșit maestru de după un copac, cu o bucată de lemn, așa, destul de sănătoși, când au ras două pe spinare. Ăsta a întrebat ucenicul, maestru, dar asta pentru ce? O zic că dacă tu nu știi de unde vine adversarul, n-are sens te învăț orice tehnică de luptă. Și cum învăț, maestru? Te învăț eu. Ce trebuie să fac? Mături frunze, în continuare. Mătura frunză și maestru după un tufiș apărea din nou acolo, pe spinare. Maestre, n-ai văzut de unde vine. O ținut-o așa o săptămână și ceva. După o săptămână și ceva, ăsta mătura prin curte și spunea, maestre, ești după aia zilul ăla. Maestre, cum l-a învățat maestru pe ăsta să știe unde vine adversarul? I-a dat un ceai magic, i-a dat să citească o carte, potinerea pe spinare l-a ajutat. Stimații mei, când Dumnezeu vrea să-ți dea un dar în biserică, nu te mira că te treci prin încercare. Nu te mira că pune niște suciți la locul tău de muncă și niște oameni pe care nu-i poți numai comentezi pe toate drumurile. Te antrenează. Doamne ajută să înțelegem. Amin. Câteodată, stimați copii, a așezat Dumnezeu niște părinți mai greu de mulțumit, sau voștri. Te antrenează pentru că Dumnezeu vrea să te pregătească pentru lucrare. La ora actuală avem foarte multe probleme din cauza părinților care au muncit și nu și-au luat concediu. Din cauza părinților care efectiv pentru copiii lor au făcut totul. Totul. Când a apărut prima tabletă, i-au cumpărat-o, că colegii au. Când a apărut primul telefon, i-au luat, că colegii au. Și-au crescut niște sclifosiți. O să crescut niște mofturoși, niște încăpățânați. Numai nu le convine nimic, efectiv nimic. În continuu comentează. Nu contează că e profesor, nu contează că e șeful, nu contează că e președintele țării, el comentează continuu. El știe mai bine ca toți.
De ce oare? În vremuri de greutate maximă, nu contează cât ai învățat la școală. În vremuri de restriște, când credința ți-e pusă la încercare, nu contează că știi să umbli pe calculator și orice program de software cunoști. Nu. În momentele alea contează cât de antrenat ești ca să vreți. De aceea Ieremia, într-un context dificil, dacă vreți să citiți cartea Plângerii lui Ieremia, spunea următoarele cuvinte. Plângerii lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 27. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de... Antrenează-te! Știți că cei mai buni luptători, atât în domeniul boxului, dar în mod special în sporturile de contact, sunt oameni nu numai care știu să dea, ci în mod special care știu să încaseze. De-aia oameni care îi pregătesc în mod special. Când se urcă un pugilist sau un luptător de genul ăsta în ring, prima dată nu se duce să întâlnească cineva pentru o luptă. Prima dată are în fața lui un om pe care îl plătește și care îi spune, lovește-mă în ficat, pentru că ficatul e o zonă sensibilă. Și vine ăla și îl lovește și spune, prea tare, ai grijă, că nu pot încorda mușchi abdominal să pot rezista la loviturile alea. Ai grijă. Și îl lovește asta mai încet în ficat. Apoi, după ce termină palmă, spune, dă-mi o palmă. Și dă o palmă, vezi că cam tare, ai grijă cum dai. Și dă asta palmă pe o parte și pe alta. A doua zi se antrenează din nou. Mușchii lui se întăresc, face exerciții pentru întărirea mușchilor. Până ajunge la un moment dat să lovească cineva cu toată puterea în abdomenul lui și mușchii abdominali să facă față la lovitura aceea. Când ajunge ăsta să-i dea palme și pun din mută cap, așa, într-o parte și în alta. E antrenat la primit. Când se urcă ăsta în ring, după antrenamente de luat în mod special, și când vine unul la el și se repede și dă una mai slab decât câteodată antrenorului, ăsta îl întreabă, dar tu numai atâta poți, măi băiatul. Îți dai seama în ce stare trăiește adversarul lui când își dă seama că ăsta poate primi atât de mult. Știți de ce astăzi? Nu că Dumnezeu n-are darul de vindecare. Nu că Dumnezeu n-are darul de profeție exacte și darul de cunoștință și de deosebirea Duhului. Toate sunt inventate Duhului Sfânt. Însă acolo nu sunt oameni care să le poartă. Pentru că am întâlnit o grămadă de tineri care primește la primul vânt o plecare. Pentru că a fost crezut că am scriposit. Nu a avut jugul pe umerii lui să spună, Doamne, eu merg înainte. Eu slujesc Domnului meu. Chiar dacă aș te-mi dau lovituri pe spinare, m-a învățat tata și mama. M-am învățat sărat. Am avut profesori care au avut treabă numai cu mine. Și efectiv, în circunstanțele alea, am învățat să duc jugul. Să dau obrazul celui ce mă lovește și să mă satur de ocări. De ce mă pot jigni tu, băi? Când eu m-am săturat de ocări. Când alții au făcut mișto din mine și m-am făcut că nu-i aud. Și când am trecut pe lângă ei și am zis Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Și el a făcut mișto din mine și mă duc joc de mine. Pentru că te-ai învățat lucrul ăsta. Intră tineri de genul ăsta și se căsătoresc. Eu crescut mama ca pe puf și tata, eu crescut tot la fel, se căsătoresc. Te duci la ei că spui practic divorț, îi caută numai păstorul să-i divorțeze. Te duci la ei și întrebi, dar ce, cu ce vă puteți acuza? Spunea un frate păstor că l-a sculat la două dimineața o soră căsătorită și a zis că avea vreo 4 ani căsătorii și frate păstor vine că eu mă divorțez de asta. S-a dus la două dimineața, măi, soră, dar ce s-a întâmplat? L-am învățat că se spală pe dinți, totdeauna se strâng în vasa de dinți de la capăție. El e de la mijloc, doamne, mă nervează, gata, nu mai pot. Nu sunt, e foarte important. Foarte important. Cu ocazia că sunt părinți aici, v-aș întreba, cum vă creșteți copiii? Nu cumva le dați tot ce aveau, ce au nevoie, ci vedeți cum bombănesc, cum vă trântesc ușile, de-aia sunt ușa acum cu garnitură, bă, că ar fi unul sarăcanța. V-aș ruga tare mult, stimații mei, tineri și adolescenți, dincolo de mofturile pe care le faceți și de lucrurile pe care le faceți, există cineva care votează tot. Când te trimite mama să aduci un pahar de apă și tu spui, tu, se ducă celălalt, cineva notează. Și lucrul ăsta va avea efect în viața ta. Spune Sfânta Scriptură, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept și frumos. De ce? Poate poruncile Domnului trebuie să împlinite.
Dar anumite porunci ca să ne fie drag, și mai ales pentru copii, ca să ne fie drag, spune, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Adică are un bonus. Să trăiești multă vreme, ceea ce înseamnă cantitate, și nu-i suficient numai cantitate, că sunt o grămadă de oameni care au 90 de ani, dar nu au fost fericiți odată. S-au căsătorit, s-au divorțat, s-au pierdut, s-au câștigat, dar nu-s fericit. Și să fii fericit, adică să ai și calitate. Și toate astea se dăltuiesc nu după ce termini facultate. Toate astea se dăltuiesc când ești acasă cu tata și cu mama. Când îi spui, da, mamă, mă duc să-ți aduc paharul de apă. Mă duc. Când spune mama, duceți unul, mă, și duceți în pahar cu apă, să meargă copiii toți la baie, mă duc eu să-i cumplu mama, ba mă duc eu, pentru că vreau să am un viitor binecuvântat. Gândiți în termenii ăștia. Pentru că asta este o mare provocare a voastră. Boli fără leacuri se vor ridica în continuare. Se spune că în viitorul apropiat peste 50% din populația Pământului va avea cancer. Din cauza chimicalilor și a multor lucruri care se petrec fără ca noi să avem, să știm de ele. Pentru că există anumite entități inteligente, cu ghilimele de rigoare, care vor să aducă populația Pământului la 2 miliarde. Că planeta asta la care ne închinăm unii dintre verzi lumii, că asta fac ei, se închide la natura mamă, nu poate suporta așa de mulți. Îi ia resursele, efectiv. De-aia căutăm la momentul actual undeva în spațiu, să găsim o planetă asemănătoare și grozavă ăștia la NASA, deci ne spun că există undeva și toți milionarii lumii își fac bagajul deja, că vor să se ducă acolo. Frații mei, într-o asemenea vreme, ceea ce ne păzește de duhuri rele, de accidente, de cancer, de bolime, este Dumnezeu, slăviți în fenomen. Dar atunci când Dumnezeu scoate din traiectoria vieții tale pe unul care intră cu camionul în mulțime și te scoate de acolo, este cel care verifică cum ai scutat de tata și de mama. Este cel care verifică. Se întâmplă ceva în viața ta și Dumnezeu te scoate de acolo. Pentru că se uită la cât ai ascultat de părinții tăi. Pentru că este o foarte mare provocare. Cunoștința te face să fii arogant, să fii mândru. Avem în Biblie un exemplu. Noi cunoaștem o parte, o mică parte, o minusculă parte din tot ce înseamnă cunoștință și înțelepciune. Însă a existat unul care a creat atomul și celula, care știe exact nu numai câte planete există în calea noastră lactee, ci în universul acesta, pe care noi credem, datorită neștiinței noastre, că e infinit. Există unul care a coborât în lumea aceasta și în loc să se nască în familia unor savanți, s-a născut în familia unor țărani, care nu cunoșteau nici cât cunosc părinții noștri, al lui Iosif și al lui Maria. Și atenție, el era conștient de cine era. El era conștient de cine era. Pentru că într-o zi Iosif și Maria s-au dus cu el la templu și luându-se cu prietenii lor, l-au uitat în Ierusalim. După câteva zile, constatam că lipsește, s-au întors înapoi și l-au găsit în templu, vorbind cu rabinii și cu învățații, răspunzându-le și punându-le întrebări. Și atunci mama lui i-a zis un lucru și permiteți-mi să vă citesc din Luca capitolul 2, cu versetul 48. Că l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și cu el și eu te-am căutat cu îngrijorare. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Bă, dar casa lui Iosif e în Nazaret. Nu, nu. El știa cine. El știa că e Fiul lui Dumnezeu, că prin el s-au creat toate. Și atenție, pe lângă faptul că știa toate lucrurile astea. Știa de slava care a avut-o înainte de întrupare. Continuă Sfânta Scriptură, versetul 50, dar ei n-au înțeles spusele lui, deci n-aveau cum. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Și atenție, noi nu cunoaștem nici 0,001% de cât cunoștea el. Și el a venit în fața unor țărani care erau părinții lui și le era supus. Aș vrea să te întreb, în fața părinților pe care ți-a dăruit și i-ai din partea Domnului, care este atitudinea ta? Că lucrul acesta îți dăltuiește viitor. În funcție de ascultare de părinți, vei asculta de dascăl. În funcție de ascultare de părinți, vei asculta de patroni.
de omul la care vei lucra, vei învăța anumite lucruri. Observ tineri astăzi și mă întâlnesc cu ei, care au fost crescuți în puf, nu sunt capabili să asculte de nimeni. Nu mă schimbă locurile de muncă, dar vor să se căsătorească. Nu e în stare să se îngrijească de el, dar vrea să mai chinui și o fată bine pe tăci. Stimați-vă! Demonstrați că sunteți capacitați să ascultați. Intri în biserică, în cadrul Bisericii Domnului, foarte mult sub principiul democrației, discută orice, discută și de păstori, și de dirijori, și de președinte, și de secretar. Află el niște știri, așa, lia de acolo și le învârte cu ceilalți. Și nu știm nimic din aspectul ăsta. N-avem de unde. De foarte multe ori avem atitudini care nu plac lui Dumnezeu și este o provocare pentru noi. Pune jugul pe umăr și te rog frumos, supune-te a tu autorității unde te-a lăsat Dumnezeu. Doamne ajută! Pentru că altfel vei crește un rebel. Altfel vei comenta pe toate drumurile. Altfel vei atrage lângă tine prieteni de aceeași nuanță și de aceeași caracteristică. Și vor deveni găști în mijlocul bisericilor și cunosc echipe de băieți și de fete, nemulțumiți de orice, n-are nimeni ce mi spune. Chiar în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Pentru că i-au învățat să fie așa. Tot în mijlocul poporului Dumnezeu există oameni care aleg să-și cinstească părinții, să asculte de ei, să se roage împreună cu ei și să spere și să se roage ca Dumnezeu să le ofere binecuvântare. Slăviți să fie Domnul! Nu uitați, stimații mei, ziua când e căsătorie nu este o zi de semănat, ci este o zi de secerat. Foarte mulți tineri gândesc că ziua de căsătorie el o stat în parcare, nu a avut timp să stea în adunare. O stat în parcare, se bagă și mașină și-o mai lua cu tare, citel de oglindă, știi totul despre capacitatea silindrică a mașinii, știi totul de transferurile din Liga Campionilor, nu știi cine sunt cei 12 apostoli. Nu cunoaște amândul de biblice, bineînțeles. Când îi dai o Biblie în mână și îi spui să caute Maleahii, caută pe la Apocalipsa. Nu știe în domeniul ăsta, dar la restul cunoaște o grămadă de lucruri. Dar băiatul ăsta vrea să se însoare. Și când vrea să se însoare și-o creșit și-o fată, pe măsură care nici ea nu știe, amândoi bat cu pumnul în masă și în ambon, Doamne, dă-ne binecuvântarea pe care ai dat-o lui ăla care în loc să meargă cu noi la meciuri, stătea și sufla din trompetă ca să cânte în orchestră sau în fanfară, ce am avut noi. Făcea repetiții continuu, avea buzele pline de sânge pentru că făcea atâta repetiții, dar nouă îi dai binecuvântarea ca ăla. Biblia spune un lucru, putem prosti, putem înșela pe părinți, pe păstori, pe toți. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Vă-l aduc pentru copiii noștri și cineva trebuie să le spună. Că îi merg pe mâna că tata-i pocăit. Nu, nu. Dumnezeu nu se lasă. Tata se roagă, Doamne, a făcut prostii băiatul meu. Acum ai la căsătorit, te rog frumos să-i dai. Că îmi pare și mie rău că l-am iertat. Îmi pare și mie rău că t-am plâns. Îmi pare și mie rău că mi-au stricat o grămadă, i-au uși trântindu-le și spunându-mă să mă duc într-o parte sau în altă. Acum te rog frumos să-l iert, Doamne, și să-i dai binecuvântarea. Dumnezeu vine și spune, da, apreciez rugăciunea ta, dar ce-o să-și era, ce-o semănat, aceea se cer. De aceea avem probleme. Nu că Dumnezeu nu-i bun, ci că Dumnezeu e drept, slăviți-i fie. Și tinerii noștri trebuie să cunoască asta. Și trebuie să știe și cineva să-l ofică. Pentru că foarte mulți dintre ei nu-și explică de ce băiat de gaște, băiat cu care puteai merge în orice loc unde te distrai, de ce omul ăla are probleme? Dar ce-o semănat omul ăla? Explică. Împreună cu el ai fost prieten. Ce-o semănat atâta timp? Ce-o făcut? A, băi, na, știi, ca toți tineri. Nu ca toți. Că sunt și tineri care seamănă ce trebuie și culeg neprienirea și binecuvântarea. Bravo, Domnul! De aia e important. Prima provocare pe care o aveți, stimații mei tineri și iubiți părinți, vă rog frumos să le spuneți, este provocarea de a asculta de autoritate. Fiți atenți când vă comportați cu părinții voștri, cu dascării voștri, fiți atenți. Îmi spuneau frații din Valencia că copiii lor au învățat în biserică cum să se comporte. A fost un examen făcut de limba română, la un moment dat, la un anumit nivel aici în Spania, unde au fost elevi de mai multe și consulul român a dorit să vină la acel examen de limba română.
când au venit acolo, au învățat copiii ăia. Și la un moment dat au văzut că o grupa de fete au pierdut. Când au pierdut ceilalți care nu au putut intra mai departe pentru premiu, toți ceilalți țipau, e nedreptat, e gutare. Când au pierdut grupa de fete, nu au comentat nimic. S-au așezat jos, au spus tot la fel, consul a văzut. Grupa de băieți au mers mai departe. În final a examenului respectiv, au fost înșelați la un moment dat. Au luat premiul 2, toate că consul știa că trebuie să ia premiul 3. Dar au luat premiul 2. S-au uitat la ei, băi, li s-au dat premii, telefoane și alte lucruri. Și povesteau frații, consulul s-au uitat. Băi, în loc fetele să plângă că au fost eliminat, în loc să bucurește de premiul 2, ei erau așa de liniștiți și au întrebat de femeia respectivă care se ocupa la nivel de Spania, de unde-ți tinerii ăștia? Și i-a spus, este din biserica, din comunitatea pentecostală de Valencia. Vreau să mă duc la ei să-i văd. Au venit la ei să vadă orele și apoi a venit în sânul bisericii și a spus, am dorit să vă știu și să văd cum vă creșteți copiii ăștia, de sunt atât de echilibrați. În timp ce ceilalți au câștigat, sipau, urlau, se bucurau, au fost câștigați și ei, dar stăteau liniștiți. De ce? Pentru că au avut parte de o anumită educație. Știau că în viață poți să pierzi și poți să câștigi. Dar toate lucrurile acestea îți doar nimic de faptul că Iisus Hristos este totul pentru noi slăviți în viață. Prima provocare este ascultă de autoritate. A doua provocare este nu stârni dragostea până în obinia. Folosesc textul biblic din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 4, care spune pe următor. Vă rog fierbinte, fiice al Ierusalimului, nu stârniți dragostea, nu treziți dragostea până nu vine ea. Există o învățătură pe care psihologii lumii și nu numai ei, în spatele lor sunt toate grupurile de organizații care doresc ca copiii noștri să fie aspirați în lumea aceasta ca material pentru distracțiile lor. Ei bine, li se spune foarte clar că nu e niciun păcat să te îndrăgostești la 12 ani. Nu e niciun păcat. Și mai nou, o să vedeți, nu e niciun păcat să te îndrăgostești de oricine. Nu este nicio problemă. Sunt chiar încurajați la așa ceva. Știm lucrul ăsta, dumneavoastră trăiți în societatea aceasta în care nu e o noutate, să vă spun, că fata de 12 ani are prieteni de 13 ani și se iubesc. Dar în învațat nu mai învață, că tot ziua e la capul acelălalt. Efectiv, dacă cumva au părăsit-o iubitul la 30 de ani, îi tijane, știți câte sinucide se fac din cauza asta? Știți cât dezechilibru sentimental există? Tinerii ăștia care se îndrăgostesc la 13 și 14 ani, știți câte prieteni schimbă până la vârsta căsătoriei, care e 20-22 de ani și pentru unii trebuie să meargă mai departe ca să fie destul de matur pentru a se căsători. Știți câte prieteni schimbă? Știți de faptul că mulți dintre ei au o mare problemă după ce se căsătoresc? Că respectiv au auzit de la 13 ani, au auzit te iubesc, amore, toate limbile. Știi toate astea? Când se căsătorește ăla de lângă dânsul, soțul, soția, îi spune amore. Dar asta nu mai crede. Că atâta i s-a repetat că s-a uzat cuvântul ăsta. A fost atât de părăsit. La orice deranj între ei doi, spune și ăsta e ca toți ceilalți pe care am avut. De-aia Biblia spune să te ții curat, Doamne ajută. Amin. Să n-ai nici măcar termeni comparații. Să n-ai nici măcar termeni comparații. Frate, dar tu mișeri tinerii noștri. Da, asta cere Biblia. Și asta te ajută pe tine. Nu-i interesant că și prin bisericile noastre pătrunde lucrul ăsta cu îngăduința părinților. Fata mea are 14 ani, vorbește cu un băiat de 17 ani, dar se vor căsători la 20 ceva de ani. Bun, dar până atunci ce fac? Până atunci ce fac? Stau la aragaz cu foc mic, nu-i așa? Până atunci ce fac? Permiteți, eu mă vorbesc deschis. Prieteniile din lume au finalitate, ajung la curvie. Să avem și reparat după aceea? Să le spună Duhul Sfânt că au avut daruri pentru ei, dar nu mai pot fi date, că nu mai sunt și trebuiau să fie? Să le spunem asta? Oare n-ar trebui din timp să le prezentăm că avem un Dumnezeu bun, îndurător,
care cinstește pe cei ce-L cinstesc, gloria Lui. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă spun, stimații mei, un lucru. Totdeauna în economia lui Dumnezeu, vremea mântuirii este înainte iubitului. Totdeauna. Un om, în primul rând, trebuie să fie mântuit și numai după aceea să iubească. Nu mai vorbim de anomaliile care apar acum, că efectiv avem grijă de iubire, avem grijă de bucătar, avem grijă de restaurant, avem grijă de cutare, facem interzic că nu avem nici botezul. Păstori, slujitori, vă rog frumos, organizați o slujbă de botez, că dacă nu pierd, dar contul care să-mi dau la restaurant. Efectiv, sunt biserici care trebuie straube astea. Pentru că pentru ei nu este important, efectiv, botezul, relația cu Domnul. Este important să se căsătorească și botezul pe lângă, dacă a fi mântuire, vrea și el să primească. Stimați-vă! Nu ne putem bate joc de Dumnezeu. Spune Biblia, pentru cei ce oficiază asemenea lucruri, blestemat este omul care face lucrarea Domnului fără băgare de seamă. Nu contează fi nepot. Nu contează fi prieteni de familie. Nu contează că taicul îmi sare în cap. Nu e nici o problemă de asta. Menține adevărul lui Dumnezeu că biserica nu e a mea sau a ta. E logodnica lui Iisus Hristos. Nu-ți bate joc de logodnica. Celui ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Pentru că slujim pentru o vreme. Foarte mulți tineri, efectiv, se implică în asemenea relații. Și vă repet, părinții sunt tare bucuroși de lucrul ăsta. Odată am fost chemat la o slujbă de mormântare a unui băiat de 14 ani, care pleca să l-a scăldat, dar s-a îndecat. Părinții fiind credincioși, m-au invitat să predic la slujba de mormântare. Când am ajuns acolo, ca orice om curios, m-am uitat la el, m-am uitat la părinții lui și am identificat în jurul sicriului frații și surorile. Semănau între ei. Dar am văzut o fată care plângea mai tare ca familie. Și când tata lui a venit să-mi spună despre băiat, a fost un băiat bun, un băiat ascultător, un premian, mi-a spus, condoleanțele mele, pare foarte rău, am venit să predic aici, m-am o curiozitate, v-am identificat pe toți, după părinți, am văzut care sunt frații lui și surorile lui. Dar cine-i fata aia care nu seamănă cu neamul vostru? A, e iubita lui. Zic, dar câți ani avea el? 14 ani. Și iubita? Păi colegă de clasă, tot 14 ani. Dar așa de bine se înțelegeau. Atâta de mulți și iubeau. Cred că dacă ajungea la majorat, se căsătoreau împreună. Zic, păi frate, el are 14 ani și are iubită. Aș vrea să te întreb totuși un lucru. Pe Domnul Iisus Hristos l-a primit ca Domn și Mântuitor personal? A, dar e prea tânăr pentru asta. Nu vi se pare că am inversat niște reguli? Suntem prea tineri pentru mântuire, suntem prea tineri pentru repetiție, suntem prea tineri pentru școala duminicală, suntem prea tineri de mers la bolnavi, dar nu suntem prea tineri să iubim. Scrim mesaje de dragoste. Nu suntem prea tineri să scrim scrisori. Nu suntem prea tineri să facem declarații. Nu suntem. Dar mântuiți nu suntem. Și s-ar putea unii dintre voi să nu mai ajungă să se căsătorească vreodată. Deci n-au nevoie de prieteni, dar de Hristos au nevoie. Amin. De Hristos au nevoie. Amin. La evrei, maturitatea era la 12 ani. Responsabilitatea, de fapt, era la 12 ani. Când un copil evreu împlinea 12 ani, era luat de părinți și dus la templu. Acolo recita din Tora și era socotit din momentul acela fiul Torei sau fiul pedepsei. Dacă până acum făcea vreo prostie, nu-l putea nimeni pedepsi. Pentru că era neștiință considerat. De la 12 ani devenea fiul pedepsei. Din momentul ăla, dacă el n-a ascultat din mama și din tata și îi ofensa, părinții puteau să-i aducă înaintea bătrânilor țării și bătrânii împreună cu toți ceilalți puteau să-l ucidă cu pietre, pentru că era responsabil la 12 ani. Ținând cont că la momentul actual tinerii se maturizează mult mai repede și pot face diferența între bine și rău. Aș vrea să te vă întreb, stimații mei, de ce nu vă încurajați copiii să-L accepte pe Iisus Hristos ca Domn? E adevărat că în biserica oficiază botezul la 16, 17, 18 ani, mulți mai jos, alții mai sus, dar nu e asta important. Important este ca copiii noștri, la asemenea pocăință, la 12 ani, dacă cercetează Duhul Domnului, să vină și să spună, eu din seara asta îi aparțin lui Iisus Hristos. Dacă mă voi căsători vreodată, o să aibă grijă. Dacă am să ne am examen, sunt de înțelepciune. Dar dacă nu, vreau ca Iisus să fie Domnul vieții mele. Foarte mulți dintre ei nu sunt învățați asta. Își pierd vremea cu tot felul de prietenii.
Și efectiv nu sunt pentru asta. Aș vrea să vă mai spun un lucru, stimații mei. Există un pasaj biblic foarte interesant pe care vreau să vă-l citesc. Din Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30. Unde Scriptura spune așa. Și tot norodul care l-a auzit pe Ioan Botezătorul și chiar vamleșii au dat dreptate lui Dumnezeu privind botezul Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul. Stimații mei, ce vreau să subliniez? Este un plan al lui Dumnezeu, nu planul primarului, nici al președintelui. Nici al lui Trump, nici al lui Putin. Planul lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi. Cei mai culti și pregătiți oameni în vremii de atunci din Israel erau tocmai ăștia, fariseii și învățătorii lui. Ei, oamenii ăștia, au anulat, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei și spunem noi ce păcat au făcut oamenii ăștia. N-au primit botezul. Ce înseamnă botez? Legământul tău personal cu Domnul. Planul lui Dumnezeu pentru noi se desfășoară în momentul în care avem legământ. Ne putem ruga ca copii tipocăiți, ca oameni, ne putem, Doamne, ajută-mă la examen. Mă ajută Domnul. Dar n-am eu contract cu Domnul ca eu să stric și El să mă audă. Dacă nu există între mine și Dumnezeu un legământ în apa botezului, eu stric Tată și El spune, iată-mă, planul lui Dumnezeu privitor la căsătoria mea este perfect. Este unii, dar planul lui nu se desfășoară până n-am legământ cu Domnul. Ce faci când înainte de botez tu ai prietenii 3 ani cu fata păstorului? Ce faci? Că după ce te-ai botezat, vine Dumnezeu și îți spune, e frumoasă fata păstorului? E bună fata păstorului? Dar am rânduit-o să fie nevasta altcuiva. Da. Pentru tine am ceva, pentru felul tău de a fi ceva perfect, unic, ca să vă duceți mântuirea până la capăt. Ce faci atunci? Când timpul ăsta ai mers la fata păstorului și când a venit un băiat să vorbească cu ea, ai spus, nu vorbi cu ea, că aici eu sunt bază în zona asta. Eu conduc lucrurile aici. Ea e a mea deja, ca și cum e cumpărat. Și multe situații de astea întâlnesc la ora actuală, când vine tânărul și spune, știu că planul lui Dumnezeu pentru mine e altul. Știu că dau îndemnul și Dumnezeu vrea să-mi dea un dar deosebit, dar împreună cu soția mea care să mă sprijinească. Dar pentru că m-am încurcat, trebuie să dau curs lucrurilor acestora. Ce zice Sofie despre mine? Că am fost 3 ani la fata lui și acum o lăs în drum? Mulți dintre ei nu merg la capacitatea maximă, pentru că Dumnezeu are un plan. Permiteți-mi să vă mai spun ceva. Văd că circulă foarte mult printre tine și de-aia tinerii nu mai postez cu sărbare. Că poți să te căsătorești cu cine vrei, numai în... Știți cum îi spune versetul ăsta? Nu-i spune la copiii noștri. Permiteți-mi să vă citesc cum îi spune. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39. Frații, probabil o să-l dea aici. 1 Corinteni, că o femeie măritată este legată de lege. Câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea. Numai în? Cine? Vădui. Mai cârpesc, mai repară ce se poate. Dar pentru copilul meu, pentru copilul tău, pentru fiecare dintre voi, Dumnezeu are ceva precis, țintit pentru tine. Ceva unic. L-ai întrebat vreodată? Sau au fost probe așa în adunare? Voi văd că a ieșit grupul ăsta de tineri, parcă aia, parcă cealaltă, parcă cealaltă. Când te duci în bancă, spui, băi, ai văzut ceva? Mie mi se potrivește aia. Aia tu spui, și mie mi se potrivește tot aceea. Nu-i interesant? Și mulți dintre voi ați fost chemați într-o vreme atât de grea, să fiți oamenii prin care vorbește Dumnezeu. Amin. Să fiți oamenii din generația de mâine care să proclamați numele Domnului și vă terminați tot viitorul prin asemenea lucruri. În joaca asta de iubitul. Deci să nu vă spun că sunt biserici unde efectiv își permit după ce se termină slujba să se întâlnească băiatul cu fata și efectiv să se achipui unul pe celălalt, să sărute franțuzești, englezești, chinezești, nu știu exact câte stiluri sunt, să se sărute unul pe celălalt.
Știți că peste jumătate din fetele creștine din Statele Unite recunosc că au fost violate de proprii lor prieteni, că nu s-au mai putut opri? Că nu s-au mai putut opri? Știți de asta? Nimeni nu vă spune lucrurile astea. Dar la conferință de tineri trebuie să fii sigur că într-o zi băiatul se oprește. Altă dată se oprește. Dar dacă nu se oprește. Că tata nu trebuie să vadă. Că nu stai sub ochii mamei și a tatălui. Că nu intri la ora 10 în casă când îți spune mama și tata. Te expui. Și după ce s-a întâmplat, degeaba plângi mult. Că ce-a fost, nu mai poate fi. Stimați-mi, și asta e pentru că lăsăm ca dragostea să fie stârnită înainte de Dumnezeu. Am întâlnit tineri dintre dumneavoastră, de generația voastră, care apoi, când au intrat în liceu, au venit băieți pocăiți, sau fete pocăiți. Și au zis, n-ai vrea să fim prieteni, pentru că mie e simpatic. Și eu n-am prieteni. Și ar vrea să avem, că așa e modelul, să avem prieteni. Și respectiv, eu spun, știi ce? Și eu te simpatizez. Ești față frumoasă, ești băiat tristeț. Dar după ce plinim 20 de ani, ne mai căutăm. Ne mai căutăm. Acum avem de învățat, avem de ascultat de părinți, avem de slujit Domnului. Dar până atunci, ne mai căutăm. În loc să piardă vremea prin prietenii, tinerii ăștia au ales să slujească pe Domnul. Au devenit olimpici, au devenit slujitori în casa Domnului, au încheiat frecământ cu Domnul și apoi a venit o zi când a spus, Doamne, știi că m-am păstrat pentru tine. Te rog, acum eu nu știu ce să aleg. Că Biblia spune, cine găsește o nevastă bună, găsește frumoasă, te poți organiza tu. Bogată, te poți interesa. Cu studii, are ei grijă să fie. Dar bun, nu poți găsi. De-aia Biblia spune, este un har pe care îl capătă de la ții multe ți se par bune. Dar nu totdeauna e ceea ce trebuiește. Pentru că încă o dată, vă repet, Dumnezeu are ceva unic pentru tine. Ceva unic. Știți că de generația mea și mai în vârstă ca mine, am întâlnit bărbați și femei care atunci când erau ca voi s-au decis să trăiască în sfințenie și curăție pentru Domnul. Cu toate că ceilalți prieteni noi spuneam, Doamne, am fost la fete acolo, m-au lăsat să o sărut, cu tare, am venit de acolo, multe picanterii de astea, care mi spuneau ei la vremea respectivă. Oamenii au spus, nu mă interesează ce faceți voi. Eu vreau să trăiesc în sfințenie pentru Domnul meu. La vremea potrivită o cerut, Doamne, Tu știi lucrul ăsta. Dacă până acum m-am păstrat în sfințenie, de acum vreau să trăiesc în neprihănire, împreună cu soția mea, rânduiește pe cea, eu nu știu, rânduiește cumva. Dumnezeu i-a adus-o înainte. Nu contează că era în Australia sau în America, i-a adus-o acolo. O știut că e a lui. O cunoștut că e a lui. S-au căsătorit. Știți că au 30 de ani de căsătorie și efectiv îți plictisiți unul de altul? Că descoperă tot noutăți. Din nou splendor. Își fac declarații la după 30 de ani de căsătorie pentru că sunt unul pentru altul. Pentru că efectiv Dumnezeu le-a rânduit pe cel potrivit pentru ei să ducă mântuirea până la capăt. Probabil și în mijlocul vostru există oameni din aceștia. Spune Biblia, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Da. Îi vezi pe oamenii fericiți. Asta nu înseamnă că n-au necazuri. Asta nu înseamnă că n-au probleme. Dar sunt oameni fericiți. Dar sunt oameni care au găsit sensul vieții și care merg înainte. A doua provocare pe care o aveți, stimați tineri, și la care trebuie să rezistați, este nu stârniți dragostea. Știu că am participat la multe conferințe de tineri și aseară am avut una la Valencia și tinerii mă întreabă, frate, dar eu am prieteni deja de 2 ani de zile. Păi și câți ani ai tu? 17. Bun, ai prieteni. Ce fac eu acum? Eu nu vreau să mă căsătoresc acum. Vreau să termin și o școală, facultate, vreau să... Așa, ce fac acum? Pune dragostea la congelator, dezbâți la 20 de ani. Atât, ce pot să spun eu mai mult? Închei momentul ăsta. Când își dau seama, și aseară a venit o persoană și mi-a spus, am prieteni de 2 ani de zile. În fața acestui mesaj îmi dau seama că nu sunt pregătită. Cum să-i spun că vreau
vreau să rup relația asta, că nu-i ceea ce mi-a rânduit Domnul pentru mine. Să zic, nu știu cum faci dumneatare, dar dumneata trebuie să o faci, nu o poate face pentru mine. Rezolvă-ți problema. Efectiv, spune cu un timp îngheți relația și după aceea spune că te-ai reorientat și vrei să slujești Domnului. Pune-te deoparte, fă ceva. Pentru că foarte mulți copii de-ai noștri și mulți adolescenți pe care îi vedeți în biserică, abia așteaptă să aibă prietena lor. Abia așteaptă să aibă prietenul lor. Și trăim într-o societate în care sunt provocați să facă lucrul acesta. A doua provocare pe care o aveți este nu stârniți dragoste. Nu contează că prindeți 25 de ani. Trăiți pentru Domnul în Sfințenie. Nu contează că trece timpul. Nu contează că prietenii voștri s-au căsătorit. Nu. Rămâneți în curăție pentru Domnul vostru. Că la vremea cuvenită Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Nimănui. Încerc să vă prezint asta. Totodată, vreau să le spun tinerilor, că de multe ori primesc întrebarea asta, dacă în relația noastră de prietenie am mers mai mult decât trebuia și ne-am pătat hainele înaintea Domnului, există posibilitate de pocăință. Amin? Există. Dar niciodată, încă o dată vă repet, nu vei mai fi unde puteai să fii. Nu e așa că foarte mulți băieți își permit să meargă, dar noi avem din castron în craston, așa, să calce pe drepturile altora, să se joace de pocăința, să aibă prietenii, dusă până aproape de anumite lucruri și unii dintre ei chiar ajung să săvârșească păcate. După care, când vor să se căsătorească, Doamne, o sfântă zândaie. O sfântă neapărat. E așa gândesc. Caută să fie fecioară pe cât posibil. Pentru că el uită tărășpanele și bătaie de joc pe care a făcut-o poporul lui Dumnezeu. Uită de asta. Și crede că Dumnezeu să lasă să fie înșelat. Le spuneam la frața sa și vă repet și dumneavoastră, pe vremea părinților mei povesteau că Duhul Sfânt avea niște oameni, țărani, cum erau ei, și îi folosea așa. A fost o fată din lume care la un moment dat a văzut că în familie de pocăiți ei se respectă. Și băieții, soții credincioși, îți respecte soții. Nu le bat, nu le umilesc. O văzut că în lumea din prejur, soții că veneau acasă beți, de la hore, de unde veneau ei, câteodată soția, dacă era mai violent, trebuia să iasă piceama, mară, tot copii. Când se trezea, el spunea, dragă, dar n-am avut, de eu te iubesc, de așa am făcut eu, cum ți-am bine între mine? Bineînțeles că soția îl ierta, dar când se îmbăta, nu știa de el. Ei, au observat că lucrul ăsta nu se întâmplă la credință. Și că ăștia nu iubeau. Ăștia, efectiv, îmi cheltuiesc banii aurii, aiurea. Și au spus, mă duc la adunare, dar nu ce-o treabă credința lor, pocăință lor. Vreau să pun mâna pe băiatul. O venit la adunare, o intrat în grupul de tine, au început să meargă pe la bolnav, au început să cânte în cor, au început și așa mai departe. La un moment dat, când a fost o cerut botezul, s-o botezat, dar ideile erau aceleași. Și s-a început să învârtă pe lângă tânărul care era lider de tineret acolo. Era un băiat spiritual, era un băiat deosebit. Și se învârtea ca luna împrejurul pământului așa, în continuu, era prin zonă. În continuu, când avea nevoie de ea, era acolo și când n-avea nevoie, tot acolo era. Era în zonă acolo. Și s-au mers la rugăciune toți tinerii ăștia. Și-au mers la un frate care avea dar de descoperire, cum era acolo. Și la un moment dat s-au pus pe genunchi și-a venit bătrânul ăla și-a pus, nu știa prea mult, el era fermier, era țăran. O mers s-a pus mâna pe ea și a spus, ascultă tânără ce spune Duhul Sfânt, capră ești, țapă îți dau. Îți dau ceva compatibil. Stimații mei, asta era pe vremea cealaltă. Știu că acum vreți mai elevat cumva așa. Dar vreau să vă atrag atenția în aceste scurte cuvinte, este ceva de compatibilitate. Nu poți să trăiești viața de pocăință în sfințenie și Dumnezeu să îngăduie ca cineva să-și bată joc de viața ta. În afara faptului că vrei. În afara faptului că vrei. Când spui lui Dumnezeu ca băiat pocăit, Doamne, dă-mi o cămin, place. Îmi place, e frumoasă, e aranjată. Dă-mi-o! Și Dumnezeu îți spune, fiule, am pentru tine ceva bun, unic, pregătit. Nu! Dă-mi-o că îmi place. Și Dumnezeu vine și spune, știi ce? Eu ți-o dau. Dar aștept să onorez ceea ce îți dau. După 3 luni de căsătorie, vine și spune, Doamne, nu-i ceea ce trebuia, nu găsesc pe cineva, m-a înșelat, nu mi-a spus, i-a arătat frumos.
Arată-mă, dar nu-i ceea ce trebuie, e nervoasă, e așa, arunca niște tigări după mine, Doamne, te rog frumos, scapă-mă, putare. Domnul vine și spune, onorează ceea ce-i cerut. Vă amintiți dumneavoastră că într-o zi vine la omul lui Dumnezeu, la generalul, la strategul Iosua, vin niște oameni cu haine rupte, sandalele rupte, cu pâinea uscată și spune, când am plecat de acasă, hainele erau noi, încălțările erau noi. Pâinea asta era aburindă. Am venit din depărtări să facem legământ cu voi, că sunteți poporul lui Dumnezeu. Și cornul întâlnirii era acolo. Și stâlpul de nor și de foc era acolo. Cât era lor? Iosua să ducă să întrebe pe Domnul, Doamne, ăștia de adevărat să spun? Nu! El a făcut legământ imediat, ca să aibă că afli după aceea că l-a fost. L-a înșelat. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu când l-a aflat să spună Iosua, nu-ți fă nicio problemă, că te-a înșelat, te-a păcălit ăștia. Legământul făcut e nul. Nu. Iosua, respectă legământul. N-ai voie să-i omori. Doamne, dar mă prostit, n-ai voie să-i omori. Scurt. Doamne, dar eram la dispoziția ta. Puteai să mă întrebi, dar n-ai făcut-o. Respect. Peste ani de zile, dacă o să citiți cu atenție în Biblie, împăratul Saul a vrut să repare greșeala asta și a ucis câțiva gabaoniți. Spune că a venit o foame peste Israel de câți ani? De 3 ani. Foamea asta nu e la voia întâmplării și ce e interesant acolo este că foamea a lovit peste tot, dar acum s-a apropiat de Palatul Regal ca să mai aibă din mâncare. Și acum David se interesează, Doamne, de ce-i foame de asta? Cât o suferit ceilalți, nu prea m-au preocupat, că am avut ce mânca. Dar acum e în pericol Palatul Regal, Doamne, de ce-i foame de asta? Și Dumnezeu îi răspunde, din cauza faptului că Saul a încălcat legământul făcut de Iosua cu gabaoniții și l-au ucis. S-a dus imediat David la urmașii gabaoniții și a spus, ce s-a întâmplat? Ne-au omorât Saul niște bărbați. Ce cereți acum? Și îi spun, 7 bărbați din casa lui Saul să fie spânzurați pe el. 7. V-ați gândit vreodată ce a fost acolo? Când la sânul soției și a copiilor, ei 7 bărbați care nu erau ei vinovați. I-a luat, i-a spânzurat pe lemn și foamea în Israel a încetat. Pentru că era un legământ în vigoare. Făcut în înșelăciune, dar era în vigoare. Vă dați să-ți o lejeritate așa la tine și la părinți chiar. Nici o problemă, nu merge, căutăm un păstor care divorțează. Și te mint că după ce e divorțat, se gândește în continuare la ea. Pentru că o bucată din el a rămas în ea și o bucată din ea a rămas în el. De ce? Pentru că chiar dacă legământul ăla ai fost înșelat, e un legământ făcut. E o lipire făcută. Și cineva trebuie să le spună copiilor noștri că nu sunt material de probă pentru tot felul de păstori care nu respectă Biblia. Ei sunt bunici și trebuie să respecte cuvântul Domnului împreună cu toți ceilalți. Doamne, ajută! A treia provocare cu care vreau să închei mesajul din seara aceasta este fugiți de curvie. Nu stârniți dragostea și următorul pas, fugiți de curvie. În zilele noastre de astăzi, a curvi și a prea curvi este trecută la o virtute. Așa ne putem da seama de rușinile pe care și le spumegă actorii, politicienii, la faptul că la ora actuală oamenii se laudă cu aventurile lor, cu toate că știi că au soție și copii. Efectiv. Vezi oameni care vin în fața camerelor de roade și spun, am soție, am copii, dar o dat dragostea pentru mine, peste mine și iubesc copiii ăsta de 12 ani. O dat, n-am ce face, asta e situația. Pentru mine e vinovat, are 60 de ani și mie e vinovat că îl iubești pe aia de 19 ani. Și toți psihologii spun, nu se poate potrivi omul ăsta, domnule. Oare așa se vede? Stimați-vă, aș vrea să vă spun ceva foarte clar, și anume, diavolul știe că în sânul lumii acesteia poți distruge templele Duhului Sfânt pentru singur păcat. Pentru singur păcat. Există multe păcate pe care le pot face oamenii, dar spunea Pavel, îți făcute afară de Duhul. Există însă un păcat care distruge abilitatea Duhului Sfânt de a lucra în noi. Și omul a fost construit încă de la început să poată găzdui pe Hristos Domnul înăuntru său. Să poată găzdui ființe spirituale. Că dacă nu locuiește Hristos, va locui Duhul de curvie. Că
Că dacă nu locuiește Hristos, va locui Duhul din veție. Că dacă nu locuiește Hristos, va locui Duhul de încăpățânare, dar va locui ceva. Că omul îi creați să găzduiască ființă spirituală. Permiteți-mi să vă citesc textul biblic din 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 13, unde spune așa. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Și atenție! Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Atenție! Trupul nostru nu-i în primul rând pentru mâncare și băutură. Prin asta ne menținem templul ca în el să locuiască Domnul. Și ce-i frumos, în nicio religie nu ți este promis că divinitatea va veni la tine. Peste tot închinătorul merge să se închine divinității, îi aduce o ofrandă, după care se duce acasă și divinitatea își vede treaba ei. În creștinism, spunea Domnul Iisus, dacă cineva păzește cuvântul meu, eu și Tatăl îl voi iubi, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum nouă sfinților lui, este aceasta. Hristos în voi, nădejdea slavei. De-a lungul istoriei, Duhul Sfânt venea și pleca despre oameni, de pe oamenii lui Dumnezeu. Dar tuturor acestor oameni ne spunea că va veni o eră pe care ei nu o vor înțelege. Pe care prorocii au dorit să o pătrundă cu Duhul viziunii, să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos când vestea lucrurile acestea extraordinare. Dar nouă ne-a fi să descoperim. Nu-L trimite Dumnezeu pe Arhanghelul Mihail să locuiască noi, cu toate că ar fi extraordinar. Nu-L trimite pe Îngerul Gavril să locuiască noi, cu toate că ar fi extraordinar. Ci Dumnezeu are un singur Fiu, de aceeași natură și esență cu El, care este Domnul al Domnilor și Împărat al Împăraților. Și El vine să locuiască într-un elev și într-o elevă, într-un student, într-un bărbat și o femeie, într-un bătrân. Și interesant că nu-L părăsește. După ce nu te mai ajută genunchii, nu te mai ajută auzul, nu te mai ajută urechile, Duhul Sfânt prin Domnul Iisus nu pleacă de la tine. Rămâne acolo și la bătrâneța adânci. Pentru că trupul tău a fost destinat să fie templul al Duhului Sfânt. Stimații mei, mă onorează lucrul ăsta. Dumnezeu n-a făcut din mine casă de vacanță. Are nevoie la Roda, acum, de slujire, să vine Duhul Sfânt peste mine, după ce îi spune, te lăs, că vin numai când trebuie să slujești. Dumnezeu n-a făcut din mine un hotel unde să se odihnească Duhul Sfânt. A făcut din mine ceva sublim. A făcut din trupul meu templul Duhului Sfânt. Și când te onorează Dumnezeu, nu mai fi nemulțumit cu urechile tale. Nu mai fi mulțumit cu nasul tău. Nu mai fi nemulțumit cu părul rar pe care l-ai. Duhul Sfânt locuiește în tine. Și asta stă valoare eternă. E extraordinar, frații mei. Știți care e frumusețea? Dacă Dumnezeu ar fi dorit să fim cei mai puternici oameni, l-ar fi trimis pe Samson să locuiască noi. Noi rămâneam cu aceeași înălțime, cu aceleași studii, cu aceeași culoare a ochilor, dar aveam o putere fenomenală. Efectiv, eram campioni mondiali la tot ce cerea forță și atletism. Vă amintiți că Samson a luat porțile unei cetăți și a dus undeva pe un deal. Nu mai știm dacă a dus mai înapoi. Era foarte grea. Efectiv. Dar Dumnezeu n-a dorit să fim cei mai puternici. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să fim cei mai înțelepți, ar trebui pe Solomon să roage cu noi. Și când deschideam gura, vorbeam numai în pilde și în zicători, numai în proverbe și maxime. Efectiv, aveam o capacitate și o inteligență extraordinară. Dar Dumnezeu n-a avut nevoie să fim cei mai înțelepți. Dumnezeu a avut nevoie să fim oameni care facem voia lui Dumnezeu. Amin. Și singurul care a făcut voia lui Dumnezeu într-un totului, totului, tot, este Fiul Său, Iisus Hristos. Și când Hristos locuiește într-un elev, El nu-și pune întrebarea ce fac ceilalți elevi sau ce vrea dirigintele, ci își pune întrebarea ce vrea Hristos să facă în locul ăsta, în banca asta, pe scaunul ăsta. Nu-i cere Dumnezeu ce trebuie să facă președintele, ce trebuie să facă El. Și așa Hristos locuind în noi la locul tău de muncă. Eu nu pot ajunge la colegii tăi de muncă când te vestesc Evanghelia. Dar Hristos locuind în tine îți poate face puterea să spui cuvântul lui Dumnezeu, slăviță fie Domnul. Și să trăiești pentru că Hristos e în tine. Un singur păcat distruge abilitatea Duhului Sfânt de a fi în noi. Citim în continuare 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și până la urmă noi spunem, ăla e trupul meu. Continuă Pavel argumentația.
Nu chiar așa. Pentru că tu ai fost proiectat ca în trupul tău să locuiască Iisus Hristos. Continuă. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu știți lucrul ăsta. Iubiții mei, de aceea este să se spună lucrurile pe nume. Trăim astăzi într-o vreme în care și în mediile evanghelice curvia a ajuns să pătrundă și este tratată iartă Dumnezeu. Permiteți-mi să vă spun, ca păstor, am vizitat comunități multe. Au venit la mărturisire femei și bărbați care au mărturisit că au curvit. Partenerilor nu știu. Întrebarea mea a fost, Dumnezeu poate ierta și într-adevăr i-a iertat. După ce v-a iertat Dumnezeu, v-ați mai bucurat vreodată ca înainte în Duhul Sfânt? Și îi pleacă capul jos și spun niciodată. Pentru că ce puteai fi? Dumnezeu are iertare pentru noi. Dar ce puteai să fii? Nu mai ești. Nu vă jucați cu lucruri de genul ăsta. Aveți grijă la prieteniile familiale pe care le dezvoltați. Aveți grijă și păziți-vă în orice domeniu. Pentru că aș vrea să vă spun, diavolul nu are vizor pe atleții, sportivii, politicieni și actorii lumii. Îi are vizor pe tinerii noștri pe care din stat dorește să ia orice putere de a fi ceva. Și știți ce e interesant, frații mei? Câteodată mă uit la conferințe cu tineri în biserică și văd niște tineri care de multe ori se uită ciudați, unii râd dintre ei, pentru că ei au timp și ei s-au venit să mai strice ceva fetii sau să mai agață ceva băieți. Că n-au nicio treabă cu pocăință. Sunt în biserică tineri de genul ăsta. V-aș ruga, dar nu fiți atenți la prietenii copiilor voștri. Fiți atenți. Efectiv, interzițiți-le copiilor voștri să fie prieteni cu niște tineri de aia neserioși, care îți dau numai cu bere nealcoolică și după aceea vin noaptea târziu de cine știu unde la jucat table sau merg la pescuit sau au alte interi și pe lângă asta fac și alte lucruri. Fiți foarte atenți. Puteam să vă vorbesc în seara asta mult mai lejer, dar am văzut destule drame. Ca să vă spun că aveți un Dumnezeu care vă iubește. Amin. Față de alții care s-au născut într-o societate care nu știu nimic de Iisus, mulți dintre voi v-ați născut în familii în care părinții v-au spus de dragostea lui Dumnezeu. Și puteți să fiți pierduți în casa lui Dumnezeu. De aceea s-a început slujba din ziua de astăzi și nu întâmplător Duhul Sfânt de-a căruzit pe frață vorbească despre Iosif, care a ieșit gol din casa lui Potifar. Haina îi rămăsese înăuntru. A mai făcut câțiva ani de pușcărie pe care i-a făcut numai pentru că cineva l-a acuzat pe nedrept. Dar tânărul ăsta nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Tânărul ăsta nu a spus, Doamne, pentru Tine am trăit așa. Și uite ce pățesc. Nu. O rămas sfânt și curat. Și la vremea potrivită din temniță, Dumnezeu îl ia și îl pune al doilea după Faraon. Țara Egiptului pentru următorii ani nu-i condusă de Faraon. Că Faraon topi odată lui și-a spus, nu-ți lipsește nimic. Și țara Egiptului este condusă de un tânăr care s-a păstrat sfânt și curat. Dorim să avem între noi asemenea tine. Amin. Doresc să fiu un asemenea tânăr. Amin. Totodată doresc să vă spun, stimații mei tine, dacă unii dintre dumneavoastră vreți în seara aceasta să vă opriți din alergarea voastră și să spuneți mântuire înaintea vremii iubitului. Nu știu pe cine mi-a rânduit Dumnezeu să mă căsătoresc, dar în seara asta vreau să-L accept pe Hristos ca Domn al vieții mele. În seara asta vreau să fie stăpânul vieții mele. Nu știu eu în ce situație ești, poate în anumite lucruri ai mers destul de departe. Unii dintre dumneavoastră ați accesat site-uri de curiozitate și mulți ați fost robiți de aceste site-uri păcătoase. În seara asta Dumnezeu vă poate ierta prin sângele Domnului Iisus. Poate unii din dumneavoastră ați mers mai departe și ați fost amăgiți de cel rău, să săvârșiți anumite păcate. Sângele Domnului are putere să vă curățe. Vă provoc, ieșiți de sub latul celui rău. Din orice loc există posibilitate de ridicare. Din orice loc Dumnezeu se poate îndura de tine. De aceea v-aș invita să ne ridicăm înaintea Domnului. Și aș vrea în seara aceasta, în mod special, să mă rog pentru tineri care doresc să-și încredințeze viața lor în mâna Domnului. După cum v-am spus, nu așteptați vârsta de 17-18 ani. Vremea mântuirii este acum.
Vremea salvării ți aparține. Poate există tineri în seara aceasta care vor să spună, Doamne, mă dedic ție și vreau să am parte de iertare, de salvare, de mântuirea ta. Ca tu să-mi dai dreptul la un nou început și să mă binecuvintez cu harul tău în ceea ce pot primi din partea ta. Dacă există asemenea tineri, îi invit să vină aici în față, ca împreună să ne rugăm pentru ei, împreună cu slujitorii.